se mai întâmplă și lucruri bune în lumea banilor. Germania a pornit experimentul bani de Mai multe zeci de voluntari din Germania au început să primească câte 1200 de euro pe lună fără să facă nimic în scribul banilor. Experimentul va testa fezabilitatea unui venit de bază universal. Ce înseamnă asta? Într-o primă etapă din cele trei ale proiectului pilot al veniturilor de bază, 122 de oameni vor primi timp de 3 ani câte 1200 de euro pe lună. Participații la studiu nu au fost condiționați de vreo nevoie financiară mai specială și pot lucra cât de mult sau de puțin doresc pe tot parcursul experimentului. Banii provin de la aproximativ 150.000 de donatori și sunt scutiți de impozite pentru toți beneficiarii. Vom analiza ce fac oamenii cu banii și cariera lor într-o perioadă de securitate materială garantată, a declarat pentru 2 CVL șeful de proiect de la Institutul German pentru Cercetări Economice.